luat YouTube-ul foc, mâncava, Sweatcoin, 300 de dolari pe zi, 10 dolari pe zi, Sweatcoin, bă, sunteți nebun la cap. Merge acum și cumpără ceva de pe G2A, link în descriere. Salutare, oameni buni, ceva ce sunt Dani și bine v-am găsit la un nou vlog. După cum ați văzut și în titlu, am un hack pentru voi ăștia care sunteți nebuniți de aplicația Sweatcoin, sau cum mama lui zice, bine, nu e Sweet, e Sweat, SWAT, din câte știu eu, pe care o am și eu instalată pe telefon, dar căreia nu vreau să-i fac reclamă pentru că mie mi se pare o prostie, deoarece, fiindcă și pentru că tu ca un om obișnuit o să poți în viața ta să scoți bani din acea aplicație. Deci, practic, cum să vă zic, să vă luați o aplicație să faceți bani când voi nu o să puteți în veci să scoateți banii aia, sau dacă scoateți un dolar, doi, ceva gen un cine știe câte luni. Ca să clarificăm așa un pic situația, deci aplicația asta promite să te recompenseze cu bani pentru mersul pe jos. Bine, tocmai despre asta este și ideea în video ăsta, ca totuși să nu ziceți că nu vă dau nimic, eu am descoperit un hack. Adică, dacă ești într-un autobuz, o mașină sau ceva ce se mișcă în așa fel încât locația telefonului, adică GPS-ul, să detecteze mișcare și faci așa din telefon, nu vă exagerez, chiar așa, așa, știu că pare foarte ciudat, dar trebuie să faci așa, telefonul vă pune pași. Deci e ca și cum aș merge pe jos, numai că voi mergeți cu mașina. O să vă și arăt, nu știu dacă o să meargă să vă arăt, pentru că sunt singur în mașină și trebuie să și filmez, dar nu e asta important. O să vă arăt mai încolo puțin că funcționează. Eu am testat-o și funcționează. Dar nu despre asta este ideea neapărat. Deci dacă sunteți obsedați de Sweatcoin și vreți neapărat să faceți bani, o să vă arăt mai încolo cum. Deși se fac foarte puține, am încercat, credeți-mă. Voi nu o să puteți niciodată să scoateți acei bani decât după foarte mult timp și după foarte mulți pași. Promite să vă dea, cum am zis și mai înainte, un Sweatcoin, nu un dolar, la 1000 de pași, adică la aproximativ un kilometru. Ceea ce înseamnă că trebuie să te plimbi pe jos, să te cași pe tine. Adică nu știu cât de des voi mergeți pe jos, dar eu mai mult de un kilometru pe zi nu fac pe jos. Cine știe cum, dacă îl fac și pe ăla, că am adunat de la mașină în casă cât timp mă plimb eu. Deci, în primul rând, durează foarte mult și dacă n-ai prieteni care să te invite sau să faci un anumit număr de invitații, din câte am înțeles, tu poți să extragi alt de sume de bani sau alte chestii decât cele prezente în aplicație la momentul deschiderii contului. Deci, practic, dacă ești YouTuber cum sunt eu și spui lumea să-ți folosească codul, ai de 10 ori mai multe șanse să scoți ceva bănuț, poate chiar mai bine de atât. Dar v-am zis, eu nu vreau să folosesc aplicația asta pentru că nu îmi place. Bun, băieți, haideți să vă arăt ce trebuie să faceți. Practic trebuie să aveți, nu știu dacă trebuie să aveți și datele, dar eu o să le pornesc pentru că nu vreau să nu meargă cumva. Pornim și locația. Nu prea focalizează mie telefonul din cauza luminii este ciudate. Așa. Deci asta nu știe deloc să focalizeze, frate, după lumină. Bun, și intrăm pe Sweatcoin, pe aplicație. Cred că știți cum arată toți. Aparent n-am niciun pas, n-am niciun bănuț, am decât 0,95 bănuții aia care ți-i dă prima fucking oară. Am pornit locația, am pornit internetul și hai să vă arăt hack-ul despre care vorbeam. Așa, băieți, am improvizat o chestie pe care să stea camera acolo. Nu stă ea foarte, foarte bine, dar stă cum trebuie. Nu sunt încadrat bine în cadru și mă văd ca cealaltă din cauza luminii excesive care se întâmplă să fie afară în momentul ăsta. Să nu mă lași, mă, și pe mine să trec. Prefer să frânez ca prostul în loc să mă lași să trec. Dar nu asta este important. Bun, plecăm. S-ar putea să se miște puțin camera aia acolo cum e pusă. Deci detectează că n-avea centură camera. What the fuck? Deci să ne dăm la cap. Bun, luăm telefonul în mână. În mod normal acum GPS-ul ar trebui să știe că noi ne mișcăm. Și hai să facem așa. Ia să vedem, facem ceva pași. Sper să nu mă vadă careva că zice că fac laba la volan și nu facem treaba asta, că nu e frumos. Uite, am făcut deja niște pași, what the fuck, stai un pic. Deci nu înțeleg de ce, dar mi-arată că am 7557 de pași. Ați văzut și voi că aveam 0. Uite, să vă arăt, să nu ziceți că vă mint. 7557. Și hai să vedem dacă funcționează în continuare. Nu știu de ce au apărut ăștia așa dintr-o dată. Hai, da, bă! 73. Îmi arată acum
Și practic trebuie să-ți biciți așa telefonul în mașină, în autobuz sau ceva care se mișcă, pentru că voi degeaba îl biciți așa în casă, pentru că GPS-ul trebuie să detecteze și mișcare. Uite, 7600 avem acum. E oricum mult mai ușor, o să faci un pic de întindere la mână, dar vă spun eu, e mult mai ușor decât să mergi pe jos. Avem 62, 7636 acum și tot așa. Dar o chestie pe care eu nu o înțeleg, o să vă arăt după aceea. Deci încă facem așa cu telefonul și să vedem câți pași am mai făcut. 7665. Bun, băieți și fete, o să vă arăt când ajung și eu la Andra produsul final. Avem 7707 pași. Ați văzut că atunci am arătat 7750 ceva, nu știu câți erau. Deci am făcut cam, să zic, 100 și ceva de pași. 7500 de fapt mi-a arătat. Ca să vă și arăt că nu vă mint. Pac, 7707. Vedeți? Mișto. Bun, haideți că vorbim mai multe când mă opresc, ca să nu mai stau și eu cu camera mână la volan. Și acum revenind, dacă credeați că o să vă îmbogățiți din aplicația asta, îmi pare rău să vă spulber visele, dar situația nu e chiar așa rău cum pare. Într-adevăr, dacă ești YouTuber, să zicem că ai putea prin referral codurile alea care îți dau 500 coin din alea, ați văzut și voi acolo, să faci ceva, pentru că din câte am văzut se deblochează mai multe chestii acolo pe care poți să le folosești să extragi banii din ăsta, bani, să extragi moneda lor în bani reali. Deci revenind, voi ca oameni normali nu o să puteți să scoateți banii aproape niciodată, pentru că până la urmă o să vă plictisiți de aplicații până o să puteți să scoateți voi vreun bani în ea, pentru că o să mergeți de nebun și de turbaș și o să vedeți că mergeți într-un fel fără scop. Mai sunt câteva chestii care le promovează ei cu moneda lor, dar sunt, părerea mea, e relevante, toată lumea vrea bani, frate, bani în mână, bani pe PayPal, de exemplu, care nu o să puteți să-i luați, dar dacă vreți să folosiți aplicația și credeți că o să reușiți să faceți ceva bani din ea, sper că ceva am zis eu să vă ajute, dacă nu, aia e, sper că v-am deschis mintea. Ce am ajuns să fac cu viața mea? Mă uit la ultimul clip al lui Bercea de reacționează la Andy, reacționează, încearcă să nu râzi. E, grasule, ce fac eu ție, ce-o cuc eu ție, că vorbește urât de mine, stați să vezi ce fac eu lui grasul ăsta îmbâxit. Și acum că am ajuns acasă, să vă spun câteva lucruri care îmi plac la această aplicație și câteva lucruri care nu îmi plac și pentru care eu unul nu aș folosi-o, deși o să mă cam contrazic cu afirmațiile pozitive față de cele negative, dar o să încerc să abordez situația de mai multe puncte de vedere, de aceea o să spun lucruri care, să zicem că îmi plac și cele care nu îmi plac. Să începem. Lucrurile care îmi plac. Păi, de exemplu, îmi plac ce că promovează mișcarea, adică te plătește practic ca să mergi și nu în casă, pentru că nu știu dacă ați văzut în aplicație și ați văzut, spune că pași în casă nu se contorizează, deci practic dacă mergi în casă, mergi degeaba, înțelegi, deci trebuie să mergi pe afară, asta e un lucru bun. Un al doilea lucru este că te plătește, într-un fel sau altul, mai puțin sau mai mult, dar da, te plătește. Și ca lucruri pozitive, altceva, sincer, nu văd în această aplicație, chiar nu văd alt lucru pozitiv. Negative, am mai multe lucruri, am vreo 3, cred. Hai să le vedem și pe astea. Băi, nu îmi place faptul că cineva, o să sun puțin cam dus cu capul acum, gen, băi, Andy, nu știam că te bagi în chestii de ăștia, iluminati, masoni, tâmpenii. Nu mă bag în chestii așa, dar mi se pare iurea faptul că trebuie să ai GPS-ul pornit pentru așa ceva. Deci voi, practic, sunteți plătiți să vă cedați locația non-stop. Ce nu mi se pare ok? Adică cineva plătește ca să vadă locația ta mereu, dacă stai să te gândești. Pentru că, până la urmă, de unde vă plătesc ei pe voi sau pe noi? De unde ne plătesc? Din ce ne plătesc? Pentru că nu au reclame, din ce am văzut eu, nu rulează reclame și nu e obligatoriu să ai internetul pornit când folosești aplicația. Deci n-au cum să ruleze reclame. Din ce scot ei bani? Ca să vă dea vouă bani? Asta îmi pune un pic semne de întrebare, mai ales că trebuie să ai locația tot timpul pornită, deci practic cineva poate vedea oricând unde ești. Bine, nu că nu s-ar putea afla și în alte moduri, dar mi se pare foarte ciudată treaba asta, mie îmi ridică câteva semne de întrebare. De asemenea, nu poți scoate bani, sau cel puțin o sumă considerabilă de bani, decât dacă ești membru de foarte, foarte mult timp, undeva la câteva luni, un an, poate chiar 2. Și asta iar la fel mi se pare. Băi, frate, stai un pic, scuză-mă, vrei să folosesc aplicația 2 ani de zile, ești sănătos la cap și înseamnă 2 ani de zile? Băi, 2 ani de zile sunt 1, 2, 3, lasă-o pe altă. Al treilea lucru care nu-mi place, că nu poți lua bani, efectiv bani, decât produse, și după cum v-am zis, banii sunt condiționați de faptul că trebuie să ai aplicația instalată de la
vara trecută când ai împlinit 16 ani și acum ai 18. Înțelegi? Bine, mi se pare că o sumă mai mică de vreo 50 de dolari în PayPal sau 20, nu știu, că sunt pus o scuz mai devreme. Bine, nu asta contează. Cam asta am avut de zis despre aplicația asta. Eu unul nu mi-aș lua-o pentru că e o pierdere de timp. Bine, eu ca influencer aș putea să fac ceva pentru că vă pot pune pe voi sau vă pot spune vouă, băi, folosiți-mi și mie codul ăsta și o să faceți bani și toate cele. Nu, asta mă ajută pe mine, pe voi mai puțin, pe mine mai mult, înțelegeți? Nu știu sigur dacă vă ajută și pe voi dacă folosiți codul ăla. În fine, eu n-am un cod pentru că nu vreau să-mi fac un cod. N-am nimic cu oamenii care și-au făcut treaba asta, bravo lor, adică așa, aleg să nu fac asta pentru că nu mi se pare ok ideea și nu prea îmi place mie aplicația asta, mi se pare un pic cam dubioasă. Dar pentru cei care vreți să o folosiți, folosiți-vă de hack-ul pe care vi l-am zis la început, e posibil să meargă. La mine ați văzut că am mers, dar nu știu ce, nu mi-a pus banii, habar n-am. Și da, cam atât am avut să vă zic. Nu uitați să dați și vă un like la acest video, să mă urmăriți pe Instagram și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa!